Imagini de la Parlament, premierul Viorica Dăncilă, după ședința Comitetului Executiv, o vedem și pe Lia Olguța Vasilescu, de asemenea Mircea Drăghici. Vă spuneam, declarații se vor face după această ședință. Haideți să vedem, premierul îl așteaptă și pe Liviu Dragnea, șeful PSD, pentru o declarație comună despre deciziile luate în Comitetul Executiv. Ascultăm. Am hotărât astăzi, în cadrul Comitetului Executiv Național, cele două nominalizări, și anume pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Lia Olguța Vasilescu, pentru Ministerul Transporturilor, Mircea Drăghici. În unanimitate am hotărât acest lucru, având în vedere atât experiența Olguței Vasilescu în administrație publică, fost primar al municipiului Craiova, dar și experiența în ceea ce privește domeniul transporturilor a lui Mircea Drăghici, inginer absolvent al autovehicule rutiere în cadrul Facultății de Inginerie a Universității Pitești. Acestea sunt cele două nominalizări pe care le vom face în perioada imediat următoare către președintele României. Dacă aveți întrebări. Doamna prim-ministru, cum explicați faptul că doamna Lia Olguța Vasilescu are competențe pentru trei ministere? Ar fi fost bună pentru trei ministere, pentru că așa ați propus-o dumneavoastră, a fost ministru al muncii, apoi la transporturi și acum la dezvoltare regională. Am observat faptul că nu contează ce cred eu și ce competențe cred eu că are o anumită persoană pentru a fi ministru. Am văzut că acest lucru este hotărât de președintele României, ceea ce mie nu mi se pare un mod corect de a proceda. Da, consider că Olguța Vasilescu este calificată să ocupe mai multe portofolii, bineînțeles, în același timp. Am văzut că în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a adus plus valoare, să ne gândim numai la legea salarizării sau legea pensiilor. Am propus-o pentru Ministerul Transporturilor, tocmai pentru că am văzut că este foarte implicată și că avem nevoie de implicarea și energia și modul de acțiune în calitate de ministru al Liei Olguței Vasilescu. De ce acum la dezvoltare regională și administrație publică, dacă niciun fost primar nu este calificat pentru acest post? Mă întreb, retoric, cine atunci este calificat să ocupe acest post în cadrul Guvernului României?